Sara Doț, brașoveanca ce de 25 de ani este sufletul bisericii fortificate din pitorescul sat Viscri, a fost premiată de Agenția de Dezvoltare Durabilă a județului Brașov. Ea a primit din partea ADDJB o plachetă de recunoaștere a activității sale de conservare și promovare a valorilor culturale transilvanene și, în mod special, a comunității din Viscri. Și să vă mai spun ceva, ce contează pe lumea asta. Ai un animal, ai o grădină, ai, faci o prăjitură, ai un soț sau o soață, pune suflet și dragoste, atunci reușești. În tot ce faci, pune suflet și dragoste. Aia fac eu aici și vedeți, de aia sunt apreciată. Și așa e. Sara Doț este un adevărat ambasador al Transilvaniei printre străinii care ajung în acest colț de țară. Tanti Sara este ghid pentru turiști și de un sfert de veac nu obosește să povestească celor care vizitează Biserica Evanghelică din Viscri despre istoria zbuciumată a sașilor care au trăit pe aceste meleaguri. Familia Sarei Doț este printre puținele care au ales să rămână în sat atunci când sașii au emigrat în masă în Germania. Studenții Facultății de Sociologie și Comunicare din cadrul Universității Transilvania Brașov, însoțiți de profesori, au vrut să afle ce înseamnă o comunitate săsească, ce reguli aveau și cum încearcă cele câteva familii de sași care au mai rămas în sat să păstreze vii cultura și tradițiile acestei etnii. Strămoșii noștri au venit în 1185, chemați de regele maghiar Ghezal al II-lea ca să lucreze pământ liber, nesupus de teotod, nesupus de rege. Și aici suntem cam aproape la granița de est și să păzească granița. Pentru că tot năvălea întâi mongolii, după aia tatarii. Coloniștii sași au găsit în Viscri o bisericuță din calcar alb, ridicată pe la 1100 de secuii care locuiseră aici înaintea lor și care fusese răstrămutați. Pe structura acesteia a fost construită actuala biserică și, începând cu secolul al XV-lea, a fost fortificată pentru ca sătenii să se refugieze de atacurile turcilor. Treptat, ansamblului i s-au adăugat bastioane și turnuri. A fost reparată și consolidată periodic, ultimele lucrări având loc după anul 2000. Din anul 1999, biserica face parte din patrimoniul mondial UNESCO, la fel ca și satul Viscri, ce a fost trecut pe harta mondială a satelor tradiționale. Toată comunitatea săsească se aduna la bine și la rău în jurul bisericii. Slujbele se țineau cu sfințenie și fiecare avea un loc bine stabilit. Că toate ființele feminine erau aici, din spate venea cei mai tinere și tot avansa în față. Aici erau fetele confirmate, dincolo fetițele de școală, aia e pentru preoteasă. Și băieții de școală erau în jurul altarului, acolo e o bancă așa rotundă. Și feciorii, acolo sunt vreo 5 bănci des, când mă gândesc ce plin era acolo. Cei mai după vârstă coborau jos, așa, acolo, aici și aici, cei mai vârstnici să fie aproape de amvon pentru predică. Comunitatea săsească din Viscri a cunoscut clipe de glorie înainte de primul război mondial. Comunitatea a fost în cea mai mare. După 1900, înainte de primul război, au fost 600 de noriași sași care aparținea de biserica asta. Și-a făcut încă un balcon, scrie acolo, în 1724, că nu mai încăpea în biserică. Și după război, în timpul războiului, au scăs numărul la 500. Oamenii se ocupau cu agricultura și trăiau din munca lor. Fiecare avea un atelaș, cai sau boi cu care își făcea pământul. O vacă, o bivoliță nu lipsea de la nicio curte, pentru smântână, pentru unt. Și vreo 5-6 oi, o scroafă de prăsilă. Fiecare făcea pentru el, pentru gospodăria lui. De bani tot era problemă. Bani nu erau de unde, că mai vindea un pic de lapte, mai vendea un vițel sau un mânz. Cele două conflagrații mondiale au împuținat bărbații din Viscri. Apoi a venit valul emigrărilor. Regimul condus de Nicolae Ceaușescu a pus în practică așa numita vânzare a sașilor. Guvernul federal german plătea o anumită sumă de bani pentru fiecare etnic german care primea acordul autorităților de la București de a emigra.
După căderea comunismului, a urmat un exod în masă al sașilor. Și 90, nu vă spun ce greu ne-a fost de la vecini, de la cumetri, de la toți. Aproape în fiecare zi ne luam rămas bun. Acum în micul sat transilvanean mai sunt 13 sași. Sara Doț o spune cu multă amărăciune în glas. Suntem săraci de oameni, altfel avem de toate. Sarei Doț nu-i pare rău că nu a plecat în Germania. Cei trei copii au terminat facultatea și au ales și ei să trăiască aici. Și apoi de ce era să plecăm? Că asta e glia, asta e țara noastră de 800 de ani. Și să știți, puteți să întrebați și pe Caroline și pe oricine care a rămas, că nu ne-a părut niciodată rău că am rămas. Uite, stăm pentru o treabă care are valoare, suntem apreciați. Una dintre fetele Sarei, Caroline Fernolent, nu a vrut să asiste la distrugerea satului său și cu ajutorul unor proiecte finanțate de parteneri străini, l-a transformat în destinație pentru turism cultural. I-a învățat pe oameni să-și renoveze casele cu materiale tradiționale, să le vopsească în culorile calde pe care le foloseau și strămoșilor, să nu urâțească fațadele cu termopane. Și astfel, cine ajunge în Viscri își poate imagina că s-a întors în timp. Satul de nici 500 de locuitori este căutat de tot mai mulți turiști de la an la an. În 2014 au fost aici 15.000 de vizitatori. Nu ne mai plângem nici de drumul, că dacă ar fi drumul mai bun, s-ar pierde autenticul din satul ăsta. Uite, mercurcile lui Gherda și biblicii și gâștele și toate pe stradă, pe iarbă. Și dimineața se duc toate vacile, avem în tot satul aproape 300. Femeile din Viscri croșetează șosete și alte lucruri din lână și confecționează papuci de puzlă. Acestea sunt vândute turiștilor, dar merg și la export. Aici ar putea să vină toată lumea desculță, că noi le încălțăm. Viscri nu este vestit doar pentru șosetele de lână, ci și pentru că este preferat de prințul Charles al Marii Britanii, ce și-a cumpărat aici o casă săsească pe care a conservat-o. Tanti Sara este prietenă cu prințul Charles, mai ales că este născută în aceeași zi cu el, 14 noiembrie. Eu nu vreau să mă fălesc cu aia sau să mă... nu știu ce. Prințul Charles se dă un om foarte simplu și foarte... și de aia ținem la el, pentru că nu vede ce lobby ne face pentru toată Transilvania. Îi place simplitatea, îi place natură. Aici când merge împrejur, mai întâlnește ore întregi, poate să meargă fără să întâlnească ceva. De câte ori vine la Viscri, prințul se întâlnește cu tanti Sara. L-am avut și în casă la mine și s-a uitat unde am cotețul de găini. E popular așa. Ne salutăm, el zice, ce mai faci, Sara? Bine, prințul meu, cum îți merge? Bine? Da, suntem oameni toți. Sara Doț urcă zilnic dealul cetății din aprilie până în octombrie, pentru a le deschide ușa bisericii celor care vor să o viziteze și a le povesti despre istoria locului. În încăperile dintre zidurile fortificației este amenajat un impresionant muzeu, cu obiecte ce au aparținut familiei Sarei Doț, dar și altor săteni. Tot ce se găsea într-o gospodărie țărănească poate fi văzut aici. Din spatele bisericii se poate urca în turn, dar turiștii sunt atenționați. Urcarea se face pe propria răspundere. Nu am rezistat. Au fost ceva emoții, dar a meritat. Ni s-au dezvăluit panorame deosebite asupra satului și a colinelor din jur. Și dacă seara vreți să rămâneți în sat, aveți unde vă caza. Sunt mai multe case de oaspeți cu gazde primitoare. Se pot găsi camere de închiriat care păstrează mobilier tradițional săsesc, dar care au facilități moderne. Oaspeții apreciază camerele rustice, mâncarea gustoasă și liniștea patriarhală a acestui sat păstrat neschimbat de sute de ani.